Bună dimineața și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Satului. Este, să-i spunem, o ediție specială. Săptămâna trecută, știți foarte bine, a fost invitat ministrul agriculturii Petre Daea. Între timp, și nu numai în săptămâna asta, și cu ceva vreme în urmă, foarte mulți dintre dumneavoastră ne-ați cerut să-i aducem în emisiune și pe cei care sunt din presa agricolă, colegii mei din presa agricolă, cei care fac reviste, cei care fac emisiuni la alte posturi de televiziune, pentru că ați vrea să-i vedeți pe cei pe care i-au zis la radio, să-i vedeți și în emisiunea noastră pe cei pe care vedeți la alte posturi și să-i vedeți pe cei care fac reviste de specialitate din presa agricolă. Așa că, totdeauna când ne cere să facem ceva, ne strângem cât mai repede și tema de astăzi este agricultura prin lupa presei, așa am denumit-o, iar invitații mei sunt câțiva colegi din presa de specialitate. Ideea este, colegii mei se întâlnesc în permanență cu fermierii, cu cei care lucrează în agricultură, cu autoritățile. Cum se spunea pe vremuri, biroul nostru este țara, așa se spunea pe vremuri. Sunt în permanență în deplasări și în țară și în contact cu dumneavoastră, așa că știu foarte bine și bucurile și problemele și, într-un final, presa, în speță la noi presa agricolă, este cea care dă glas bucurilor, problemelor și necazurilor dumneavoastră, este cea care vă aduce informație și este cea care lucrează cu materialul clientului până la urmă. Noi lucrăm cu ce ne oferă autoritatea, îl prelucrăm în așa fel încât să ne putem înțelege, să avem un dialog și îl livrăm către dumneavoastră corect și în timp util. Sau sper că asta facem, cel puțin asta intenționăm cu toții să facem, să vă informăm cât mai repede posibil și cât mai complet posibil. Și să încercăm să facem un dialog între dumneavoastră și autoritate atunci când este nevoie. Invitații mei de astăzi sunt Simona Munteanu. Bună ziua! Bonjour, Simona! Redactor șef revista AgriMedia. Ion Banu. Bună ziua, Neioane! Bună ziua tuturor! Îți spun Neioane pentru că noi am început acum 18 ani de zile, exact, tot la o discuție cu o ediție specială cu presa de specialitate și erai moderator, așa am început Viața Satului. Este directorul revistei Lumea Satului. Dan Radiș. Bună, Dan! Bună! De la Timișoara ai bătut cale lungă până în București. Este directorul Ferma Media Group și a revistei Ferma. Și Ștefan Drancu. Bună, Ștefan! Bună! Cunoscut după voce, dacă vreți, de la Radio România Antena Satelor și de la AgroTV, unde are o emisiune. Important e Radio România. Radio România și pentru că și ceilalți colegi au și Neion are o emisiune la postul AgroTV. Îi salut și pe ceilalți colegi din presa agricolă, de la Euroferma, colegii de la AgroTV. Probabil că o să facem, când o să ne mai aranjăm într-un platou mai mare, o să îi chem pe toți colegii să avem o discuție despre agricultură. Ideea este cum vedeți, prin experiența pe care o aveți, prin relațiile pe care le aveți cu fermieri mai mari, mai mici, cu autoritățile, ce se întâmplă acum în agricultură. Și evident părerea fiecăruia, pentru că cred că o medie de 15 ani, 20 de ani de activitate avem fiecare, cel puțin în domeniul agricol, în presa din agricultură. Și mă gândeam să discutăm puțin despre cele trei programe. Cel cu roșiile, cel cu porcii și cel cu oile, pe care autoritatea, ministrul agriculturii, le prezintă. Ce știți despre ele, ce vă spun fermierii, care este părerea voastră, dacă mai trebuie reglat, completat pe undeva și, evident, care este perspectiva. După care intrăm în prognozele, să le spunem, anului 2018. Aș vrea să discutăm puțin și despre viitoarea modificare a politicii agricole comune, că acolo sunt niște linii extrem de importante și ne interesează care este poziția României, ca noi să le putem spune oamenilor. Până acum, cel puțin eu unul nu știu exact care este poziția României a Ministerului legată de următoarele modificări. Haideți să începem cu roșiile, că au și culoare frumoasă și a fost primul program pe care ministrul l-a lansat. Da, Ioane. Programul Tomata. Să încep eu. Mai întâi, ai zis bine, că biroul nostru este țara, pentru că mai toți cutremurăm țara asta în lung și în lat aproape zilnic și luăm de acolo pulsul direct a ceea ce se întâmplă în această zonă. Și cred că și inițiativa ta este foarte bună, pentru că noi suntem cei care luăm contact direct cu agricultorii, cu toate categoriile sociale din acest spațiu rural, pentru că agricultura acolo se face în lumea aia satului și nu pe Bulevardul Maghiorul 1 Mai sau nu știu care. Și ministrul, iarăși, e adevărat că ia contact foarte des cu fermierii. Da, e lăudabilă activitatea ministrului, pentru că e omniprezent, aproape peste tot îl vedem. Activitatea lăudabilă și de invidiat, nu știu rezultatele, probabil o să le vedem la finalul mandatului. Evident. Da, deocamdată după un an de zile, eu cred că încep să se vadă unele rezultate. Da, să începem cu tomatele. Eu cred că și tomatele și ceea ce are în perspectivă acum cu porcul și oaia au fost niște programe, după opinia mea, lăudabile, pentru că s-a pus în mișcare inițial acest sector legumicol, mai ales din culturile protejate. Ceea ce nu este bine, sper să nu fie așa, ceea ce vorbesc cu oamenii în teritoriu, că legumicultorii n-au răspuns exact cum trebuia la doleanțele sau la programul respectiv tomate. Adică ce anume? În sensul că unii care n-au reușit să iasă în timp util cu roșiile pe piață, spun ceilalți, cei care, mă rog, cred că au fost corecți în ceea ce privește producția și termenul în care trebuia predat, au procurat și din alte părți o anumită cantitate ca să-și regleze ceea ce aveau și pentru a-și valorifica și a se încadra în termenul și în cantitățile respective. Eu sper să nu fie așa, iar dacă este așa, cred că autoritățile sau la o parte dintre legumicultori, autoritățile se ia serios măsuri, pentru că până la urmă 3.000 de euro pe 1.000 de metri din bugetul național nu e puțin. Nu-i puțin și toți banii ăștia sunt și din buzunar. Fermierii au spus că nici mult nu este. Da, pe euro, pentru cultură protejată nu este mult, e adevărat, pentru că sunt costuri destul de mari să construiești, să întreții, să lucrezi în perioada aceasta destul de multe ori destul de rece. Ștefan, dar ce ar însemna asta în piață? Că până la urmă un program trebuie să rezolve o problemă și să aducă o plus valoare. În piață este simplu ce s-a întâmplat. Efectul este clar. Au apărut produse românești la piață, în speță roșii, tomate. Am putut să găsim în supermarket roșii din producția internă, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că cel mai important rezultat al acestui program este următorul. 2 tone de tomate au fost fiscalizate, pentru că altfel producătorul, 1. N-ar fi avut unde să le vândă. 2. Statul n-ar fi recuperat nimic din ceea ce vindea producătorul individual. În condițiile acestea, 2 tone de produs din producția fiecăruia au fost fiscalizate, pentru că totul s-a dat numai pe factură în condițiile acestea. Da, asta este partea bună a lucrurilor. Numărul 1 în ceea ce înseamnă efectul unui program. Da, și trebuie să ținem cont și de faptul că au fost introduse în anul 2017 în piață, efectiv, roșii proaspete în supermarketuri undeva la peste 50.000 de tone, dacă nu mă înșel. Ceea ce este, nu știu ce înseamnă raportat la consumul obișnuit. O creștere față de anul precedent, conform statisticilor. Nu, dar nu știu procentual ce înseamnă la consumul obișnuit, dacă e o cantitate importantă sau nu. Sigur, probabil nu e o cantitate în primul an, dar în primul an, exact. Se reglează, ideea este de bună augur că s-a început și tendința este de creștere. Pe 8 ani, așa. Ideea este că avem producție timpurie din producție proprie. Nu discutăm despre, sau dacă vreți să discutăm și despre prețuri, pentru că este un program de sprijin pentru fermieri. E bine că s-a făcut lucrul ăsta. El poate dezvolta pe orizontală și o mică industrie de aparate de încălzire, de, nu știu, folie, solar și așa mai departe. Cred că deja au apărut producători care folosesc programul. E bine că este un pas spre fiscalizare și încet, încet trebuie să se ajungă, firesc, cu fiscalizarea agriculturii aproape peste tot. Dar pentru mine, cumpărător la preț, eu nu simt acest program deocamdată, poate în anii viitori, pentru că în piață prețurile nu sunt chiar un pic mai mari. Aici trebuie să ținem cont un pic și de alte aspecte. Dacă ne uităm puțin la evoluția parității euro-leu, care în ultima perioadă cel puțin a crescut, dacă ținem cont de faptul că prețul la motorină a crescut, toate aceste creșteri ale producătorilor duc în final cumva la o ușoară creștere a prețului de raft, nu neapărat cea reală, care ar fi trebuit să fie în urma calculului matematic. E un pic sub acest preț, pentru că, pe de altă parte, intervine și piața. Și ar trebui reglat puțin prețul și din punct de vedere al cererii. Intervine piața ofertei. Sau intervine mafia din piețe? Care îi spune producătorului, dacă nu vinzi cu prețul ăsta, pleci cum ar făcut-o de aici. Pentru că eu am întâlnit cazuri de astea. Gabi, eu mă gândesc, după terminarea programului, dacă va mai fi eficient să producem aceste roșii fără subvenție. Dacă nu va fi eficient, înseamnă că am cheltuit banii degeaba, după părerea mea. Dar cum ar putea să fie eficient? Se încheie programul, se termină subvenția și tu spui că ar putea să meargă singur după aia, da, fără sprijinul financiar. Deci Turcia produce roșiile în perioada aia, când scot fermierii cu subvenție, roșiile mult mai ieftine. Și în momentul când se termină programul, nu? Dacă nu mai există finanțare, în plus față de prețul care îl obține ei la poarta fermei, înseamnă că... Există riscul să nu mai fie motivația de a cultiva în continuare tomate în spații protejate. Deci noi trebuie să facem calcule economice, în primul rând. Da, dacă ne referim la calcule economice, trebuie să facem cu pixul pe hârtie, cum se spune, cu creionul și cum face și legumicultorul. Pentru că în atare condiții trebuie să fim foarte conștienți de faptul că în Turcia, exemplul dat de Dănuț mai devreme, ei nu au cheltuieli cu agentul termic. Da. Hai să fim serioși. Cât cheltuie ei pe timp de iarnă pentru... povestea aceasta. Pentru încălzire, pe de o parte. Neloială, pentru că până la urmă, dacă s-au dat acești bani de 3 euro pe metru pătrat, s-au dat tocmai pentru ca o parte din, numai o parte, nu toată cheltuiala pe care o are legumicultorul pe parcursul acestei perioade de 2-3 luni cu agentul termic, cu încălzirea, fie că electric, fie cu tot felul de alte soluții pe care le-au găsit, să fie acoperit. Sigur, sigur. Un procent semnificativ, să spunem. Pe de o altă parte, ce vreau să mai amintesc, ca beneficiu. Pentru că dacă noi am găsit la piață, sau mai bine zis în supermarket, în formele acestea organizate, dacă noi am găsit roșii românești, tomate românești, am găsit și pentru că un producător individual luat, cu 1000 de metri pătrați, cu 2000, 5000 de metri pătrați, n-ar putea să vină și să susțină un flux continuu de produs către supermarket sau un lanț de supermarket dacă nu s-ar asocia cu un alt producător. Ei bine, și ajungem la momentul în care trebuie să fim conștienți că ei s-au unit tocmai pentru ca să facă partide mai mari de produs și în felul acesta să poată să facă un contract cu un supermarket. Și iată că acele cooperative, care poate că au stat într-o fază latentă, doar au fost pe hârtie create, în condițiile acestea, ele au devenit active și au reușit să facă un obiectiv imediat, un câștig imediat. Un obiectiv imediat, hai să vindem producția. Și în felul acesta sunt cooperative cu obiect de activitate legumicultura care au reușit să funcționeze în această perioadă și să facă niște contracte bunicele, aș spune eu, pentru membrii lor. Chiar unele cooperative s-au înființat în anul trecut. A început programul. Eu am mai văzut ceva. Bun, acum suntem la capitolul laude, să-l denumim. Dar e realitatea. Am mai văzut ceva, un segment de tineri care a găsit un câștig imediat, care s-au apucat de legumicultură, îmi fac un solar de 1000 de metri pătrați, primesc 3000 de euro, cam toți fac așa ceva în familie, deci are un sprijin colateral și de la familie, dar are un câștig imediat, vinde destul de repede, câștigă repede niște bănuți și înseamnă că are încredere în afacerea asta și se poate dezvolta mai mult. Ce înseamnă să câștigi repede? Adică de azi pe mâine. Adică a vândut. A vândut producția, este plântuța și câștigi peste 6 luni. Cam așa ceva. Da, dar zic nu... Se referea la momentul, din momentul recoltării. Nu are grijă ca la celelalte culturi cu vânzare. Știe că aici este preluată și dusă mai departe. Nu știe că e preluată. Țin să te contrazic. Nu știe că e preluată. Dacă e într-o cooperativă, a făcut un contract, dar Cineva care pleia sau cu un market sau cu dintre producătorii actuali, din marile bazine legumicole, că ne referim la cele două din Olt, că ne referim la cel din Galați, că ne referim aici lângă București, fie în Giurgiu, fie zona Vidra, da, pe care o știe toată lumea. Câte cooperative funcționează acolo? Câți membri sunt în acele cooperative ca să fim așa de sigur că, domnule, gata, eu știu că îmi va vinde producția. De ce nu funcționează? Care credeți că este una dintre explicații? Una, o cooperativă, hai, două să spunem în zona. Nu, dar de ce nu funcționează unde spus? Că într-adevăr nu sunt. Cu toate că cel puțin ele sunt pe hârtie. Frică de asociere. Frică de ce? Ce se întâmplă? Nu. De a intra într-o asociere cu un alt fermier similar cu tine. Eu cred că această teamă de asociere, de formele asociative, a început să dilueze, să dispară. Dovadă că au început să se încropească, cum spune Ștefan, da, sunt câteva. Dar e un exemplu. S-a pornit în acest... Știți cum e cu puterea exemplu? Poate au semne de întrebare fiscal, poate nu câștigă dacă sunt în cooperativă. Și aici e o problemă, pentru că fiscalitatea asta, în loc să încurajeze producătorii, mai degrabă îi descurajează, pentru că știu și cooperative care au fost înființate și s-au desființat pentru că ele erau mai fiscalizate decât au încercat să regleze, dar din păcate nu s-a schimbat în codul fiscal. Am ajuns la legea aprobată în urmă cu 1 an și jumătate, 164 din iulie 2016, avem 1 an și jumătate până acum, o lege foarte bună pentru cooperație, care încă nu are norme de aplicare. Oamenii le așteaptă cu nerăbdare, dar din păcate aceste norme de aplicare încă n-au apărut după 1 an și jumătate. Pe oameni și atunci ce să faci? Pricep structura asocierii, văd în afară, în alte țări, rezultatele pozitive, dar nu mă pune să mă asociez când n-am norme, n-am fiscalitate, mă taxează mai rău decât dacă aș fi individual. Deocamdată pot să vând și pe la colțul mesei și câștig niște bani rapid și asta e. Când o să vină toate puse, pe care autoritățile trebuie să le pună, nu fermierii, când o să fie puse toate la linie, vom avea probabil un număr mai mare de cooperative și oamenii sunt convins că înțeleg și acum, dar vor beneficia de o legislație clară și aplicabilă. Eu am vizitat în Ungaria o cooperativă, dar acolo se pune, chiar statul pune problema cooperativelor și local, primăria s-a asociat cu, a făcut parteneriat public-privat cu fermierii, pe urmă a venit Consiliul Județean și a făcut parteneriat. Noi, parteneriatul public-privat, din păcate, nu funcționează la noi. Nu prea există la noi, da, așa e. Nu sunt interesați. Și acolo ce a rezultat din unirea asta între ei? Ce au făcut? A rezistat și eu. A funcționat o cooperativă pe 50.000 de metri pătrați de spații pentru depozitare, pentru legumicultură, în zona Seged, și ei vând pe piața Budapestei toată marfa. Și sunt undeva la 5.000 de fermieri. Poate acest gen de exemple poate însemna ceva și pentru agricultorii noștri, pentru că avem, să știți că exemplele astea nu sunt de ieri de azi. Noi cu toții le spunem în reviste, le arătăm la televizor de ani de zile, ne ducem și arătăm ce este afară. Este bine să le discutăm, să le rediscutăm până când autoritățile înțeleg că până la urmă trebuie să facem așa ceva. Și nu numai autoritățile, și cei care sunt... Ministrul s-a dus până la urmă și a împins, i-a alergat pe acolo pe stradă să-și facă o cooperativă, care s-a făcut până la urmă. Nu cred că așa se procedează, dar rezultatul până la urmă e pozitiv. Acest gen de cooperative funcționează foarte bine în foarte multe țări și nu știu de ce nu luăm acest exemplu. Pentru că nu avem legislație clară, cum spunea și Ștefan mai devreme. Ați fost în multe țări din vest, în Franța, în Germania, în Austria. Eu am întrebat un crescător de animale la o licitație de asta de animale și nu numai, am mai fost și la altele, și cât costă animalul ăsta? Că nu știu, președintele cooperativei. El nu știe decât să facă agricultură sau să crească animale, atât. De restul activității, de aprovizionare, de desfacere, de contracte, cum spune Ștefan, se ocupă conducerea cooperativei respective, care are un număr. Avem și la noi. Este un început și la noi. Câteva cooperative care funcționează întotdeauna. Că e bine ca președintele cooperativei sau acel comitet director care e în legislație și trebuie să conducă o formă de organizare de genul acesta, nu trebuie să fie neapărat fermier. Pentru că întotdeauna, și de asta n-a funcționat în România, întotdeauna va exista acea suspiciune De ce să fie cu Tărică președinte sau conducătorul acestei cooperative? Ce interes are el? Că va face mai mult pentru el decât pentru ceilalți. Deci, tocmai aici este, poate, principala cauză a neîncrederii între noi. Fac o paranteză, te rog. Ar trebui să fie un om de management, exact cum spunea Ștefan. Ar trebui să fie un manager care să se ocupe, eventual să aibă niște studii pe zona economică și să se ocupe matematic de tot ce înseamnă... Sunt la facultate, cel puțin la Universitatea la București, coordonarea este facultate acestei... de management special. Da. Începe de câțiva ani de zile, îi învață cum să conducă. Este directorul cooperative, cel care conduce executiv. Președintele, după părerea mea, trebuie să fie fermier. Dacă este fermier, apare problema de care spunea Ștefan. Dar aici eu mai văd o problemă și... un pic de vină, poate și a noastră, dar și a celor care beneficiază de munca noastră. Eu când plec la filmare, de curiozitate îi întreb pe fermieri la câte reviste ai abonamente, sau ai vreun abonament la vreo revistă cel puțin. La marea majoritate, din păcate, nu. Dar le primesc. E bine și așa. Nu știu, chiar nu știu prețurile pe de rost, dar bănuiesc că nu este o sumă imensă să-ți faci un abonament pe an. Eu cred că ăsta ar fi primul pas în care fermierii să-și facă un abonament, sau la televizor, sau la radio. Ce doresc, unde doresc, pe cine doresc și pe cine... Știi cât costă o revistă din asta, o publicație, pentru care o echipă, întreagă echipe întregi lucrează? Mai puțin decât cheltuie la o crâșmă într-o seară să se cinstească doi... Și aia trebuie cheltuită, că și aia face parte din viață. Din economie. Nu, dar vreau să spun că nu sunt costuri foarte mari ca să capți informații. Am spus lucrul ăsta pentru că este aceeași schimbare de mentalitate pe care ar trebui să existe și în forma de asociere a unei cooperative. Trebuie să scoată un ban din bugetul cooperativei, să plătească un director, să plătească un avocat când are nevoie și fel de lucruri care nu pot fi făcute numai de fermieri, că nu... Viața ne arată că nu poți să le faci pe toate. Dar o structură din asta obligatorie trebuie să aibă. O să vă arăt un scurt exemplu, pentru că am vorbit puțin de tineri, de programul ăsta care, după părerea mea, a mișcat ceva număr de tineri să se apuce de agricultură, chiar și dintre cei care s-au întors în țară. Foarte scurt, colegii mei au pregătit cum sunt sprijiniți tinerii în Polonia pentru accesul la teren. Una dintre probleme este că tineretul nu are bani, are nevoie de teren, pe piață sunt rechinii care acaparează terenurile și așa mai departe. Dar numai foarte scurt un exemplu cum este în Polonia. Fermierii polonezi cumpără teren cu 10% avans, restul achită în rate pe 15 ani, cu dobândă fixă de 2% pe an. La noi de ce nu se poate? Terenurile sunt administrate de o agenție de stat special creată pentru a vinde asemenea suprafețe. Iată două instrumente pe care statul le are la îndemână și le folosește. Instrumentul fiscal, suportă niște cheltuieli, și instrumentul organizațional. Ați auzit că există o instituție care colectează terenul și vinde. La noi nu există nici una, nici alta. Știți ce n-am văzut acolo? 2% dobândă fixă pe an, plus robor, sau cum să o numi în Polonia. Robor, probabil în Polonia. Adică două instrumente pe care statul alea la îndemână, și dacă statul nu este hotărât să intervine și să creeze niște pârghii pe care să le folosească toată lumea, chiar să arătăm cu degetul către fermieri în permanență este nedrept. Statul trebuie să intervine și să creeze mecanismele unde Statul trebuie să intervină, Gabi. Statul cred că trebuie să mai intervine undeva. De ce nu se creează, sau ar trebui să se creeze, o agenție a statului care să preia terenul disponibil pentru vânzare din teren? Din păcate, într-o agenție specială. Din păcate începem cu nu. România este singura țară care nu are o agenție de comasare a terenului. Păi asta din Europa. Restul singura. Și de ce nu o înființăm să cumpere terenul disponibil pe piață și după aceea, uite, sunt solicitări la tinerilor, cum se arăta și acum în Polonia, și sunt și la noi destui tineri care ar vrea să se apuce de agricultură, iată, și de legumicultură, cum se spune aici, și în alte domenii, cărora ar putea această agenție să le ofere o anumită suprafață de exploatare în Portugalia tinerii au un fel de drept de preințiune, au un fel de avantaj față de ceilalți. Iar statul trebuie să aibă drept de preințiune atunci când ar exista disponibilitate de teren pentru... De ani de zile se discută asta, dar eu vreau să completez ceea ce spunea mai devreme colegul nostru, Ioane. Este vorba de faptul că pentru tineri s-a discutat, dacă nu mă înșel, în urmă cu 1 an sau 2, ca din terenul la dispoziția statului român, adică vorbim de terenul ADS-ului, să fie împărțit către firmerii cu fermierii, tinerii fermieri sau tinerii care doresc să se apuce de agricultură, care au studii de specialitate. Dar există și o lege în acest sens, care nu e aplicabilă, că nu e teren. Da, vedem că și constatăm în momentul acesta că terenul ADS-ului, contractele care există în momentul acesta sunt prelungite în continuare. Din an în an sunt prelungite cu aceiași beneficiari, ca să zicem așa, ai terenului. Acum, dacă afacerea a mers bine, nu văd de ce ar trebui să-i rup contractul omului ăluia cu care am făcut o afacere bună. Și nu știu dacă de unde această lege. Nu știu, că n-a făcut nimeni un inventar foarte exact al dându-le teren de la ADS. Cum facem povestea asta? Problema se pune, în primul rând, cine ne va produce nouă hrana peste 20 de ani. Corect. Noi la... Suntem cel mai rău din Uniunea Europeană. Cei mai puțini tineri în... La un tânăr sub 41 de ani care lucrează în agricultură sunt 9 peste 65 de ani. Deci noi avem o problemă foarte mare. Nici nu școlarizăm acești tineri, nu avem școli pentru ei. Ei trebuie să fie manageri, antreprenori. Foarte mult trebuie să învețe. Nu există școli pentru fermieri. Școli avem, uite, mai sunt și niște licee agricole, puține din câte au fost. Avem universitățile, dar tinerii nu au motivația necesară, suficientă ca să se apuce de agricultură, din păcate. Și uite, una este de cea pe care o discutam și cu terenul să-l pună la dispoziție, o anumită suprafață, după aceea el poate să-și mai concentreze și altele, deci să existe un început. Dar nu există niciun început până acum. Nu. Da. O reglementare fiscală ar trebui, din punctul meu de vedere, făcută în primul și în primul rând. Există o lege de tinerilor care iau până 50 de hectare, dar nu are norme și nu există teren. Mulți tineri vor să acceseze. Deci s-a răspuns de la minister că nu este teren. Din start ciunci, ca să zic așa, cu niște lucruri pe care nu le avem, dar am vrea să le oferim, dar nu le oferim. Pe de o parte, săptămâna aceasta am fost în Giurgiu. Și am întâlnit o cooperativă nou creată, Lunca Dunării se cheamă, unde vreau să vă spun că doar președintele are peste 50 de ani, marea lor majoritate sunt vreo 10-15 fermieri, asta înseamnă a adunat vreo 600 de hectare, pentru că fiecare dintre ei nu au mai mult decât... nu știu, 30 de hectare, 40 de hectare, cel mai mult. Toți sunt tineri, toți sunt fie la facultate la agronomie, fie au terminat recent facultatea, inimoși, vor să facă treabă și vor mai mult teren. Au 30 de hectare. Ei, în momentul acesta, se gândesc, domnule, cum să fac ca să dau valoare mai mare, și asta, într-adevăr, este o problemă care se pune și la nivel de Uniune Europeană și pentru viitorul politicii agricole comune. Cum dăm valoare mai mare unui hectar de teren agricol pentru a face ca fermierul să fie și să aibă mai multe venituri de pe acea suprafață de teren pe care o are? Ei la asta se gândesc în momentul acesta, cum să facă în așa fel încât, pentru că o cooperativă, și fac o paranteză, o creez tocmai pentru a reuși să cumperi inputuri mai ieftine, să vinzi mai scump. La asta se gândesc și ei în primul rând. Evident, se gândesc și la o rotație a culturilor care să ne aducă tehnologie. Bun. Un alt program. Facem un pas. Și le mai spun telespectatorilor, le aduc aminte. Împreună și cu alți colegi de-ai noștri din țară, din presa agricolă, avem și o asociație, este Asociația Presei Agricole din România. Ați văzut cu siguranță și ați citit în publicațiile și în emisiunile colegilor mei și ați văzut și la noi la Viața Satului un reportaj. Anul trecut în țară au fost 30 sau 31 de ziariști care scriu despre agricultură din toată Europa și i-am dus în câteva locuri să vadă realitățile de la noi. A fost un rezultat foarte bun. Trec la un alt program. Programul cu, să-l denumim așa, generic, pe înțelesul tuturor, cu porci. Și aș vrea să mă refer tot la informație, la obiectul nostru de muncă, la țelul principal. Ieri m-a sunat cineva din zona Vasluiului și că n-a văzut emisiunea cu domnul ministru, pentru că i s-a luat curentul din când în când și nu a putut să o urmărească și mă întreba când o să primească porci. Bun, în ce localitate sunteți, cum... Dar zic, să știți că sunt niște condiții. Zic, nu le știu pe de rost. Mă sunați când ajung la redacție sau intrați pe site-ul Ministerului. Noi suntem la țară, nu avem internet aici. Bun. Aceeași întrebare. Aveți un abonament la vreo revistă? Nu. Mergeți la direcția agricolă. Care e cel mai apropiat oraș? La 50 de kilometri. Bun, zic că e cam departe. Oamenii aud despre program trunchiat. Din păcate, realitățile economico-informaționale, să le spunem, nu sunt ca în anul 2018. Sunt niște oameni care doresc să facă ceva, trebuie să trăiască și ei din ceva. Și atunci aud așa ceva și se deformează programul respectiv. Cred că mai am numărul de telefon și am să vă rog pe unul dintre voi, dacă sunteți de acord, să-i facem un abonament la una dintre revistele voastre, pentru că este foarte important să primească ceva acasă, să se uite și să citească din când în când și să fie puțin mai informat. Sigur, va fi un câștig măcar de 1% și noi vom fi bucuroși că cineva are o informație în plus. Programul cu porcii. Cum vi se pare la nivel... Despre care porci vorbim? Porcii cu Bazna. Asta e la modă. Mangalița sau programul cu legea pentru sprijinirea reproducției? Vorbim și acolo, este o temă importantă, dar asta este acum pe buzele tuturor. La capitolul ăsta noi am lansat o întrebare într-unul din numerele revistei și am zis, dom'le, ați dori să creșteți porci din rasele Bazna și Mangalița? Și la 2 zile am început să sune telefoanele și să întrebe, da, vrem, dar de unde îi luăm? Și sigur că imediat m-am întrebat și eu pe la minister, cei de la ANZ, ce se întâmplă cu programul și de unde pot lua oamenii. Da, în momentul ăsta se face încă inventarierea producătorilor de material biologic în aceste 2 rase. Cei care pot răspunde prompt și au cele mai multe informații și cele mai pertinente și corecte informații la ora asta sunt direcțiile agricole și oficiile județene de reproducție și ameliorare. Nu știu cum le spune acum după ANZ-ul ăsta. Ce bine ar fi fost să fie și o altă structură care să aibă aceleași informații, pe de chiar mai complete, camerele agricole. Dar o să discutăm și despre camerele agricole. Că văd că direcțiile agricole rămân soarele galaxiei noastre instituționale în agricultură. Vor fi direcțiile agricole, pentru că totul se strânge acolo. Camerele agricole, nu mai discutăm despre ele, că nu ne trebuie. O să discutăm. O să facem un capitol separat, să-i spunem așa, de discuții, cam și o părerea mea despre aceste camere. Deci, cei care doresc să crească rase de porci în aceste 2 rase se pot adresa celor 2 instituții la nivel județean. Din momentul ăsta sunt singurele informații pe care eu cel puțin le dețin și cred că singurele vor rămâne, pentru că... Și cea mai importantă, după părerea mea, informație, nu furnizorul de material genetic. Nu oricine poate să crească, trebuie niște condiții sanitar, veterinare și așa mai departe. Adică să nu, tocmai noi să nu inducem oamenilor că oricine va primi porci, oricine va crește în orice fel de condiții. Că este un pic mai complicat, trebuie respectată o rație forajeră. Nu știu cine va urmări dacă respectă rația forajeră. Trebuie bună creștere de... Scrie în condiții. Ți se dă, specialistul îți dă o rație forajeră, plus alte condiții. Dar nu vreau să insistăm în problema tehnică în acest program. Este cine furnizează materialul genetic. Ce facem? De unde îl creștem? După ureche mergem la un gospodar care zice, uite, al meu e cu părul mai creț așa, ăsta parcă ar fi Mangalița, ăsta lantul are o dungă albă așa pe membrele anterioare și ăsta e Bazna. Nu sunt crescători în România care au genetic înregistrat, care au... Nu există. Crescători nu există. Doar stațiunea de la Turda, din câte știu eu, are... înscriși cu tot ce trebuie, nu știu nici acolo. În afară de protejarea acestor rase. Trebuie să facem un... Da, de acord. Deci, teoretic, acest program doar revine în mentalitatea noastră cu niște rase pe care părinții noștri le-au cunoscut și știau că au un gust aparte, și Mangalița și Bazna. Iar în România eu nu știu decât un crescător mare care este la Blaj, se cheamă dr. Ioan Cleja, care a făcut singur selecție, dar din păcate pentru el nu le are. Și atunci care este ideea? Undeva. Care este ideea acestui program? Singurul mare crescător din România pe care eu îl cunosc. Oricum, și probabil are vreo 200 de exemplare, ceva de genul ăsta. Întreb de idee, cred că ideea Ministerului când a lansat acest program cu porc cu cele 2 rase a fost... și nu numai cu cele 2 rase, a fost ca să dea posibilitatea unui număr cât mai mare de agricultori din spațiul rural să valorifice materia primă pe care o obține pe suprafața lui mică. Pentru că altfel nu putea să valorifice mai superior. În cât timp ajunge un porc din rasele astea 2 la o greutate livrabilă, cum spune... 110-130. 110-130. În cât timp ajunge? Păi cam în 7-8 luni de zile. Cam într-un an, un an și. Bun, să nu criticăm prea mult mireasa înainte să ajungă la altar. Presupunem că va funcționa, presupunem că aceste rase vor fi revigurate și păstrate în continuare și în registrele noastre genealogice și așa mai departe. Câțiva vor crește, pentru că ultima completare, carnea acestor rase este ceva mai scumpă decât în mod normal, așa că nu toată lumea o să poată cumpăra. Deci nu poți să te duci la abator cu aceste rase. Trebuie să le sacrifici în mod tradițional și este o nișă de piață. Bun, corect. Care în alte părți funcționează foarte bine. Sau la o nișă de piață mai largă. Te rog, Simona. Consider că acest program de creștere de porc a luat cumva ființă și datorită faptului că, conform statisticilor, consumul de carne efectiv de porc din România a crescut, însemnând undeva, dacă în anul 2016 aveam undeva din totalul de carne pe care se consuma în România, cam 50% reprezenta carnea de porc, anul trecut, conform acelor statistici, acest consum a crescut la 70%. Deci probabil tendința... Dacă roșiile au ocupat câteva tarabe în piață, astea românești cu programul ăsta, mă îndoiesc că pulpele, să zicem, din carne de Bazna și Mangalița vor umple supermarketurile. Eu doresc acestui program succes din toată inima, dar o să vedem care va fi rezultatul. În oarecare măsură importurile de carne, cel puțin pe care îl avem la carne de porc. Bun. Un deficit de vreo 30%. Haideți să stricăm puțin desfășurătorul pe care îl discutasem. De ce, dacă eu sunt un popor consumator de carne de porc într-una, în permanență, de ce de 27 de ani eu nu am suficientă carne de porc în țara mea? Pot să import cât import, dar noi acum importăm 1 milion și ceva de purcei și de aici încolo banii care se duc în afară. De ce n-am avut un program, nu știu cum să se cheme, de ce n-am suficientă carne de porc în țară? N-avem un program. Despre asta este vorba. N-am avut un program care să sprijine, în primul rând, realizarea de maternități, partea de reproducție în țara noastră. Pentru că ele au dispărut până în 2000, în totalitate, tot ce a fost complex și parte de reproducție în complexele respective din toată țara. Au mai rămas pe aici, pe acolo, acolo unde au fost, într-adevăr, oameni care au reușit să își mențină și maternitățile, iar în momentul acesta ne aflăm și spune, domnule, ce bine ar fi dacă am avea o lege care să sprijine realizarea de maternități în România, partea aceasta de reproducție. Uite că a venit domnul Daea cu o lege prin care să sprijine povestea asta, a trecut repede prin Parlament, chiar a fost aprobată, înțeleg că a fost întoarsă de domnul președinte și n-a fost semnată, din ce motive n-aș putea să vă spun, dar această lege, pe de-o parte, vine să sprijine pe cei care au inițiativa, sau mai bine zis, pe cei care, iată, au reușit să înființeze acele ferme de câte 1000-2000 de capete pe ciclu, sau până la 5000 de capete pe ciclu de creștere, și care în momentul acesta importă grăsuni, importă purcei din Germania, Olanda și din alte țări europene care au pus la punct acest sistem de reproducție. Și această lege vine cu sprijin 50-50 în primă fază pentru oricine. De aici se pornește povestea de finanțare din bugetul național. Odată, doi, dacă ești tânăr, mai ai parte de 20%, dacă ești... Bun, deocamdată suntem în faza în care avem intenția, n-avem... Bun, intenția de a face aplicare până la 4000 de capete. Acum, trebuie să fim și realiști în povestea asta. E bine că se face. E bine că până la urmă va trece, sper, această lege. Că ea, probabil, prin 2020 vom avea și primele construcții realizate, pentru că trebuie să mai cerem aprobare și de Comisia Europeană pentru faptul că e ajutor de stat. Te rog. În urmă cu 12-15 ani, dacă nu mă înșel, s-a mai încercat o astfel de înființare printr-o cooperativă, și a fost, din păcate, desfințată, nu știu, 3 ani, 4 ani... Te referi la Muntenia? Da. Nu știu dacă avea și genetică. 3-4 ani, mai târziu a fost desfințată, tot la fel, din ce am înțeles eu, pe norme. Era numai de îngreșeală. Pe legislație, norme, toți. Apropo, Ștefan... Tocmai de aia n-a și mers. Apropo de materialul biologic, de maternități, să știi că de vreo 4 ani, știu eu cel puțin 3, dintre fermieri crescători mari de suine care au înființat, au investit, înființat maternități cu, nu pot să spun acum, de capacitate. Cei mari. Nu, nu, da. Este bine, pentru că cei care încă... Ion, iartă-mă, te întrerup. Noi nu discutăm, arătăm, scriem și prezentăm la televizor inițiativele private care au succes și care fac... Sigur. Eu aici vreau să discutăm despre structura instituțională a statului, acțiunea statului, de ce n-a făcut, de ce face, cum face și ce trebuie să facă. Pentru că Apostol sau Muscă sau alții care au avut forța, știința și puterea să facă și-au făcut și-au lăsat statul deoparte, au văzut că mai rău îl încurcă și și-au dat drumul la afacerile personale și l-au dezvoltat. Pe mine mă interesează pe viitor de aici încolo ce face statul, ce elemente îmi creează ca să pot să mă dezvolt. Cadrul legislativ care să stimuleze creșterea efectivului de porcine în țară. Suntem în faza în care a fost creat acest cadru, e întors la președinție, să vedem ce rezultă. Fac o paranteză și spun următoarea chestiune. Să știți că noi importăm foarte multă cantitate, mare cantitate de carne de porc din Europa și nu numai, pentru că țările respective acordă subvenție pentru export pe fiecare kilogram sau tonă de produs. În interiorul Uniunii Europene nu există export. E piața liberă. Comerț intracomunitar. Dar există țările respective. Sunt țări care acordă și nu numai pentru produse de carne, nu numai pentru carcase, pentru multe produse agricole. Aici te poți referi și la bugetul țării respective. Dacă e din bugetul țării respective, o țară bogată poate. Nu, vreau să spun altceva, că statul bugetul e mai mic. Vreau să spun altceva, că statul intervine sub diferite forme. În așa fel încât să motiveze odată care nu trebuie considerate ajutor de stat. Sigur că da. Care nu trebuie ajutor de stat. Sigur că da. Intervine sub diferite forme. Chiar și ajutor de stat dacă îl conving pe Bruxelles să-mi acorde, să-mi accepte ajutorul. Sigur, da, sigur că da. Bun. Simona, vrei să completezi ceva la programul cu porc? Eu văd aceste inițiative ale Ministerului cu rezultate mai bune, mai puțin bune, dar direcția e clar că asta este, cadența poate este alta. Direcția e bună. Ne-ar trebui să fie mai apăsată, dar direcția este clar că este bună. Și cumva foarte doar o paranteză, scuze că te întrerup, doar o paranteză vreau să fac. Probabil că la acest program de porc ar trebui să fie cumva implicați fermierii în mod direct, că tot spuneai tu de fermierii de categorie medie și mică, să fie implicați direct în sensul de a se purta cumva niște discuții la minister. Exact cum s-a procedat cu programul OAIA, alege OAIA, s-au dus, după ce au fost la Bruxelles, s-au dus ulterior în 2 întâlniri la Ministerul Agriculturii, astfel încât să nu fie doar opinia celor din minister referitoare la cum ar trebui să fie, să arate normele metodologice. Să vină cumva și producătorii să-și pună punctul de vedere. Cred că e foarte important să-i asculte. Eu zic că e un dialog destul de bun între producători. Da, e foarte important să țină cont. Care se desfășoară pe suprafața foarte mare de pășuni și pajici pe care o avem. Eu nu aș vrea să trec la programul pe care cred că vrei să-l lansezi în dialog. Până nu discutăm puțin apropo de porc, și aici includem și pasărea, de faptul că acum se discută despre acordarea în continuare a susținerii pe bunăstarea animalelor. Bunăstare, da. Și ceea ce s-a reușit de către minister în momentul acesta, nu mă fac apărătorul lor, dar chiar trebuie rezolvată această problemă a acordării în continuare a bunăstării la porc și pasăre. S-a reușit ca suma să se știe că e undeva la vreo 300 și ceva de milioane până în 400 de milioane pentru cele două specii, porc și pasăre. În același timp s-au purtat negocieri, ca să zic așa, cum va fi împărțită povestea și în același timp trebuie văzut în care va fi cuantumul pe cap de animal. Aici încă se mai discută cu cei de la Bruxelles. Da, pentru că fără acest sprijin al bunăstării, noi nu vom putea să devenim eficienți. Să avem un preț bun pe piață, da. În același timp, poate că vom discuta un pic și despre ce înseamnă noua politică agricolă comună. Trebuie spus că venitul fermierului român în speță este poate că penultimul dintre toate celelalte venituri ale fermierilor din statele Uniunii, iar fără acest sprijin, el este și mai mic. Și atunci, cu siguranță că fără bunăstare nu vom putea să facem față în continuare la concurența și Așa cum s-a amintit ceva mai devreme, importăm cel puțin 30% din consumul pe care îl avem în România și sigur și partea de industrie alimentară care procesează și are nevoie de flux continuu de carne. Din păcate, pentru mulți fermieri din România, dacă ar, sau venitul lor fără subvenție ar fi zero. Corect. Ceea ce nu e așa, pentru că subvenția, filozofia subvenției este completarea veniturilor fermierului, pentru că el câștigă mai puțin decât alte categorii. Corect. Exact, și atunci vin cu o... Prețurile sunt mai mici, câștigul lui este în timp. Investește primăvară, strânge banii iarna și atunci vine cu această subvenție. Dar din păcate la noi trăiesc din acestei activități agricole de către fermieri. Pentru că ei, dacă vor considera și vor vedea că după ani și ani de zile nu au reușit să avanseze cu domeniul, abandonez. Un fermier din Germania, în continuare migrația forței de muncă. Un fermier din Germania hrănește 143 de oameni. Vedeți raportul unde este. Programul pe care îl bănuiască cu toții și îl știți foarte bine, programul tot popular îl denumim, programul OAIA. Alege oaia. Alege oaia. Sau șaorma cu carne de oaie. Da, nu înțeleg de ce a trebuit să folosească și să promoveze șaorma cu carne de oaie și nu plăcinta dobrogeană cu carne de oaie sau nu știu ceva. Ceea ce nu s-ar părea mai corect. Asta cred și eu că ar trebui schimbat puțin în această comunicare a ministrului Daea. Cu șosetele de lână pe la casele de bătrâni, cu plăpumile, e posibil să existe o direcție de dezvoltare și în sensul ăsta. Dar acolo sunt câteva probleme pe care eu nu văd să fie puse la punct. Abatoarele mobile sau abatoare fixe sau cum or fi ele. Punctele de sacrificare. Punctele de sacrificare sau cum s-or numi. Adică sunt niște pași în lanțul ăsta de la declarații și bunele intenții, pentru că sunt convins că ministrul are cele mai bune intenții legate de agricultură, de domeniu, de sat. Să vedem ce ar mai trebui făcut și de ce nu s-a făcut până acum. Păi dacă există și va exista solicitarea de carne de oaie, să știi că și abatorizarea... Cum dacă va exista? Păi piața va... Există. Piața va spune și va dicta chestia asta. Și dacă va fi cerere, treaba aceasta cu sacrificarea și cu disponibilitatea de carne de oaie pe piață și în restaurante și pe unde vreți. Dar n-ar trebui întâi să creezi un mecanism de sacrificare și să alimentezi piața în timp util? Că dacă eu constat că e cerere astăzi, până fac eu abatorul trec 3 ani, Gabi, dar nu să ne apucăm acum în fiecare colț, în fiecare cătun să facem... Nu știu ce a gândit ministerul. Mai mult cu cât nu avem tradiție pe consumul acestei carne. Nu, n-a spune că nu avem tradiție, nu consumăm atât de multă cât să consumăm. Dar oamenii ce v-au spus când ați stat de vorbă cu ei? Nu, că programul este foarte bun, cel puțin crescătorii de animale. Și am discutat cu mulți și bănuiesc că același lucru l-au făcut și colegii mei. Programul îl salută. Este încă problemă cu valorificarea lânii. Sigur că vine statul și de la buget acordă 1 leu pe kilogramul de lână, dar este încă insuficient pentru ceea ce fac ei acolo. Cred că și aici ar trebui, și văd că există, cel puțin într-o discuție cu ministrul Daea, am înțeles că deja există puncte de colectare a lânii și de procesare a ei, insuficiente însă pentru momentul ăsta. Cred că această linie de preluare, procesare trebuie dezvoltată, pentru că noi am avut tradiție. De ce să nu vorbim și să nu spunem lucrul ăsta? Am avut fabrici de... Sunt alte condiții economice. Nu știu ce înseamnă tradiție că nu avea piața deschisă pentru alte produse. Nu. Vreau să se refere probabil că a existat acest circuit de la producător până la industria textilă, inclusiv confecții. Corect, așa este. Și de ce n-am putea relua măcar în parte acest curs al procesării și al valorificării acestui produs foarte important? Nu știu, cineva trebuie să facă o socotelă economică. Trăim în capitalism. Asta cu că ne-a plăcut înainte și aveam cerap de lână, da, dar nu știu cât costă firul ăla acum. Știi că noi purtăm acum pe piață mănuși din piele de câine? De ce n-am purtat din piele de oaie? Probabil, da. Eu nu spun că nu-și găsește zona de cumpărător. Dar asta întreb și eu, care sunt pașii? Se încearcă să găsi soluții de valorificare inclusiv a pieilor, a lânii. Sigur că da, sigur că da. Nu mai vorbesc brânză, lapte și așa mai departe, asta e clar. Primul rând, eu vreau să deschid un subiect nou. Comportamentul consumatorului. Cum noi trebuie să mergem, cum cum gândește consumatorul? El, de exemplu, se duce, eu mă duc în supermarket, nu? Am 10 prieteni care vin la mine la un grătar, nu? Mă duc și iau mici, o caserolă de mici, iau niște aripioare și dacă ar fi acolo și pastrama de oaie, aș lua și o caserolă de pastramă ca să o pun pe grătar. Nu există în magazine pentru că nu există abatoare. Dacă ar fi, probabil că toată lumea consumă pastrama toamna. Și atunci ar lua pentru grătar și carne de oaie. Și carne de oaie. Cum este cu aripioarele. Aripioarele nu erau folosite înainte deloc în industrie și s-a creat obișnuința. Noi putem crea ușor obișnuința omului dacă o punem pe raft. Sunt cooperative, de exemplu, în domeniul laptelui, pe la Cluj și la Timișoara, care au făcut fabrici de lapte. Someșariești. Da, și la Timișoara chiar acum o să se dea în funcțiune fabrica. De ce? La Hapenciuc. Da, la Hapenciuc. De ce fermierii de oi nu se, pe regiuni, să se asocieze într-o cooperativă, să iau un abator, că mai sunt abatoare nefuncționale de pe programul SAPARD, și să alimenteze piața asta. Da, e o idee foarte bună. Vreau să completez ce spuneai, Dănuț, vis-a-vis de faptul că am discutat cu crescătorii și ei vor acele puncte de sacrificare. Apropo de abatoare, că nu există abatoare, fac paranteză aici, abatoarele trebuie să aibă linie specială pentru oaie și bovină, asta fără doar și poate, nu se poate amesteca cu porcul și cu pasărea. Dar ei vor acele puncte de sacrificare. Ideea este că, în atari condiții, legislația noastră spune clar, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și direcțiile sanitar-veterinare județene vin și spun, fraților, pentru ca să ai un punct de sacrificare, îți trebuie următoarele condiții. Cam aceleași ca la abator, că normal trebuie să ai un loc unde duci animalele, o cameră unde să sacrifici animalul și un frig, ca să bagi animalul sacrificat pentru a-l păstra în condiții bune. Părerea mea, sau mai bine zis, propunerea mea ar fi ca să existe între Ministerul Agriculturii și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară acele condiții minime foarte bine detaliate, ca să zic așa. Ar trebui să existe o iubire, deocamdată există un pic de tensiune între minister și între ANSBS. Vorbim de acel proiect tip. Dom'le, cum trebuie să arate un punct de sacrificare? Pentru că dacă te duci și întrebi în toată țara, în fiecare județ, cum trebuie să arate un punct de sacrificare, o să ai 42 de puncte de sacrificare care nu au nicio legătură unul cu celălalt. Ideea este că vii cu un proiect tip, ăsta este proiectul tip pentru punctul de sacrificare cu condiții minime. Și atunci știi și valoarea pe care trebuie să o ai, adică mă refer la investiția, la cât se ridică o investiție în genul ăsta. Sacrificiul aia în punctul de sacrificare. Poți să bagi carnea în supermarket de la punctul de sacrificare. Da, pentru că respecti toate condițiile sanitar-veterinare, asta spuneam ceva mai devreme, ai frigul pe care trebuie obligatoriu să-l ai. Tu individual nu poți. Deci tu te duci, sacrifici acolo, să ai o formă juridică. Și pe urmă îți dă carnea în brațe, nu? O iei acasă. Da. Exact despre asta. Și faci produse de gospodărie. Da, asta e. Care au la fel altă oricum condiție. Funcționează și fără puncte de sacrificare sistemul ăsta. În sensul celor ce au fost discutate un pic mai devreme, a fost dezbaterea de care povesteam puțin mai devreme la minister. Între supermarketuri au fost adunați la minister reprezentanții supermarketurilor și reprezentanții fermierilor din întreaga țară. Din ce am înțeles, unica problemă ridicată și accentuată a fost exact, cum spunea Dănuț, realizarea acestor contracte de a intra cu materia primă în supermarket. Și în acest sens am înțeles că până la data de 1 martie, dacă nu mă înșel, ar trebui făcute și definitivate aceste contracte, astfel încât să găsim la raft produsele oierilor. Da, acum, forma de organizare, după părerea mea, tot acolo este problema. Exact, forma de organizare. Vin iarăși cu un exemplu de afară și ar trebui să învățăm de acolo. Am vizitat o cooperativă cu membrii crescători de ovine, foarte mare, cooperativa și foarte puternică, cu un abator foarte puternic. Când am intrat în abator și am văzut... Abatorul al cuiera? Al cooperativei. Bun. Când am văzut carcasele aliniate în sălile de frig, cum zice Ștefan, și sunt și foarte bine așa, la început am crezut că sunt carcase de porc. Deci trebuie și aici să ne orientăm din punct de vedere al ameliorării, al geneticii, încât să creștem efective de ovine de carne. Ar trebui și aici să umblăm un pic, dar probabil pe parcurs avem deja și probabil se va dezvolta pe parcurs. Un program care se conturează. O să vedem în ce formă o să ajungă. Vă aduc aminte și vouă, colegii mei și telespectatorilor, de punctele de gastronomie locală. Insistența lui Ivan Pațaichin, că e făcut din fibră și are suficientă putere să insiste, a reușit să colaboreze și ANSVSA-ul a scos până la urmă niște norme pentru a funcționa aceste puncte de gastronomie locală. Așa că nu cred că este o mare filozofie. Iarăși, probabil că ANSVSA-ul va conlucra cu Ministerul Agriculturii și va scoate... În toată lumea există, în toată Europa există, va scoate aceste norme, nu se va rezolva până la urmă. Între timp, avem 3 ciobani care au mers la Bruxelles. Pentru România a fost o premieră când se duc câțiva fermieri și accesează dreptul lor de a depune contestații, plângeri la organismele europene pentru că în țară nu au fost înțeleși, rezolvate problemele lor și așa mai departe. Cum vi se pare? Nu neapărat în amănunt acțiunea lor, dar a trezit interes, nervi în țară, interes la Bruxelles, unii din țară sunt foarte nervoși, alții îi încurajează. Fac și eu ce ai făcut și tu mai devreme, pun întrebare. Sunt fermieri care fac parte din vreo asociație sau sunt pur și simplu plecați acolo individual? Sunt individual, din ce știu eu sunt individual. Au reprezentat doar propriul lor interes sau au reprezentat interesul mai multor crescători? Nu. Asta este întrebarea pe care o pun eu. Au reprezentat interesele a 75% din crescătorii de oieri din România. Asta vreau să spun și eu. Deci nu s-au dus în propriu să-și rezolve doar organizarea. Da. Ești convinsă de ceea ce afirm? Eu n-aș fi convins. Lucrăm cu materialul clientului. Materialul clientului pe care dumnealor l-au spus. Eu nu știu. Ei dacă s-au dus acolo, trebuia... Nu sunt eu, nu sunt Ion, nu sunt Dănuț, nu sunt Ștefan. Suntem reprezentații acestor federații. Stai un pic. Ei consideră că problemele cu care s-au dus și pe care le-au prezentat la Uniunea Europeană reprezintă interesul marii majorități a oierilor. De asta spune probabil Simona. Eu reprezintă să fac o precizare și, mă rog, observație dacă vreți. Spune dacă ei s-au dus acolo și fac parte sau nu dintr-o asociație. Da, dacă reprezintă o formă organizatorică, o formă profesională. Am înțeles, Ștefan. Mai puțin ca să dau explicații. Îi îndemnăm pe oameni, cel puțin eu și știu că și voi, către forme de asociație, de asociere, pentru că ele reprezintă un câștig în munca pe care o fac. Dar asta nu înseamnă că toată țara trebuie să intre într-o asociație sau mai multe asociații. Indivizii pot alege, fermierul poate să aleagă, cum au ales acești 3 fermieri, vor să rămână neafiliați nicăieri. E dreptul lor, asta spune. Adică nu trebuie privit dacă un fermier, dacă nu face parte dintr-o asociație, nu are un cuvânt de spus. Ba da! A ales să nu facă parte din asociație. Am văzut în Germania, în Franța, în Olanda, sunt fermieri care nu fac parte din nicio cooperativă, din nicio asociație. Deci sunt independenți foarte mult, dar la ei există un canal de comunicare cu toți fermierii, camerele agricole, care... Altă formă de organizare la care am dorit să ajungem, ne toți batem prin diverse legi. Și acolo se duc să se informeze. Ori la noi, asociațiile... aduc informația de la vârf, de la ministru, către membrii asociației. Ori cei care nu sunt asociați... Ce fac? Ce fac? În România avem 4 federații. Mai citesc o revistă, iată, observații bune. Avem 4 federații ale crescătorilor de ovine în momentul acesta. Deci, Eu stau și mă întreb, cei trei din care federație fac parte odată? Din niciuna. Și atunci, de unde 75% reprezentare? Nu știu asta, nu știu dacă au avut mandat de la vreun... Comunică direct cu ceilalți, cum zice Dan. Au canale de comunicare. De la ceilalți independenți, bănuiesc, altfel... Și atunci s-au dus individual. Da, sigur că asta este vorba. Accesul la justiție și dreptul la petiție sunt garantate prin Constituție. Și din câte înțeleg, și spunea și Simona mai devreme, au fost primiți și la Ministerul Agriculturii. Sigur, sigur că da. Și s-a discutat cu ei despre absolut toate problemele. Și câte subvenția pe cap de animal, se știe, vreo 20 ceva de lei, nu e mult. Da, nu, eu am vrut să discutăm puțin despre acțiunea în sine, despre faptul că prima dată s-a întâmplat așa ceva. Că una dintre probleme asta era că nu știau cât... Și să vedem, cineva trebuia să înceapă să spargă gheața și să vedem ce se întâmplă. Cu toții așteptăm controalele Ministerului, controalele instituțiilor europene. O să vedem. O să vedem care este rezultatul într-un final. Toate aceste programe, și Dan spunea la începutul emisiunii, una dintre problemele noastre este cine ne mai dă nouă de mâncare, cine ne mai produce mâncare peste câțiva ani de zile, 10-15 ani. Aceste programe și altele care vor veni sunt puse în practică în general de tineri, da? Cei care sunt, hai să spun, de vârsta mea, sunt către a ceda ferma tinerilor, a se retrage și așa mai departe. Îl aducem pe tânărul ăla, dăm niște bani să stea la țară, printr-un program cu bani europeni și bani de la noi. Își face o familie. Ce face el în multe zone din România? Discutăm puțin despre sat și dezvoltarea rurală. Satul are o cârciumă sau două sau 10 cârciumi, o vulcanizare, dacă mai are pe acolo ceva, nici un loc în care să se întâlnească cu familiile sau femeile sau... gen cămin cultural, film, cinematograf și așa mai departe. Poate accesul la internet să fie mai bun, că în România accesul la internet este mai ușor decât accesul la apă potabilă. Ce facem cu oamenii ăștia? Cum le spunem noi să stea la țară dacă noi nu facem nimic? Că Ministerul este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Dacă noi nu facem nimic, ca acele zone să arate mai bine și să fie motivat să stea acolo. Sunt zone, în România, zone sărace, care de 20 și ceva de ani, de 10 ani de Uniunea Europeană, rămân sărace și nu se arată germenii că s-ar schimba. Cred că ar trebui început cu niște facilități fiscale, pentru că, iarăși mă întorc la ce spuneam mai devreme, tot născocim tot felul de idei, astfel încât, mă rog, din dorința de a strânge mai mulți bani și creăm așa o presiune fiscală asupra celor care ar încerca să investească sau să inițieze vreo mică afacere non-agricolă în spațiul rural. Și sunt destule oportunități, sunt programe, sunt bani europeni pentru diverse activități și investiții pe zona de non-agricol, dar se confruntă marea majoritate și se tem în același timp de presiunea asta fiscală. Eu nu spun și nici n-am să susțin vreodată că pentru ceea ce câștigi, pentru ceea ce faci, nu trebuie să participi la bugetul de stat. Dar mi se pare oarecum sau puțin exagerată presiunea prin noua legislație, nou cod fiscal și care au mai fost. Parcă sunt așa împotriva a ceea ce vrei să faci bun în țara asta. Poate că una din inițiative este și asta, punctele astea gastronomice din spațiile rurale. De ce n-ar fi? După aceea, dezvoltare rurală. Păi trebuie să continuăm cu infrastructura. Telespectatorii știu, dar simt nevoia să precizez, programe există, în PNDR există. Sigur. Discutăm și despre cum se aplică ele și cât de complicat e să faci alte afaceri în mediul rural decât cele de agricultură. Ca și la legea cu tinerii și cu sprijinul cu pământul. Cadrul îl avem, dar haideți să vedem ce funcționează din cadrul ăsta și ce a rezultat până acum. Mă gândesc, mă întreb și cred că ar trebui să o facă și autoritățile. Spune, dacă există programe, există norme, există posibilitatea de accesare a fondurilor europene și totuși nu se fac, nu sunt suficiente inițiative în spațiul non-agricol încât să dezvoltăm satul românesc. Înseamnă că e o problemă. Unde este și autoritățile trebuie să găsească și să depisteze acest gen de probleme care nu motivează, sunt antimotivante, dacă pot să mă exprim așa, în realizarea... Da, vedeți, nu este așa de succes ca programul OAIA, spre exemplu. zic așa un pic răutăcios. Simona, te rog. Da, consider că domnul Banu are perfectă dreptate. Totul pleacă inclusiv de la infrastructură. Ar trebui cumva, poate se facă niște parteneriate cu alte ministere. Bun, acolo, în partea de infrastructură, intri deja în primărie, în alte instituții. Omul trebuie să ajungă acasă. Omul trebuie să ajungă de la casă la fermă. Pe de altă parte, fermierul ar trebui, exact cum spunea domnul Banu, să aibă o relaxare fiscală. Anul acesta ni s-a dat o bilă albă cu reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%, dar au venit probabil alte 3-4 bile negre. Cumva să se gândească zona fiscală mult mai atent. Și trebuie să se gândească statul și fiscul ăsta mare, ANAF-ul ăsta, trebuie să se gândească că dacă stimulezi o mică afacere în anul ăsta, vei avea câștig la bugetul statului zeci de ani. Da. Da. Nu se gândește. Adică acum, dacă poate anul ăsta să adune tot ce se poate după piață, din punct de vedere financiar. Asta e o mentalitatea, să zic, între ghilimele, în afaceri din România după 90 încoace. Noi vrem acum. Acum. Dacă se poate ieri să câștigi ceva. Trebuie să gândim, băi, dacă creând aceste condiții, care este viitorul? Cât pot câștiga de aici? Noi, dacă putem, ne ducem, îl sancționăm, închidem firma, nu ne gândesc că ăștia, salariatul zice, de la ANAF, zice, dom'le, lasă că din ăștia mai au și eu o primă, mi se acordă și mie, și îi închidem la firma, nu se gândește că... Mi-a ridicat la plasă, numai puțin. Legat de forța de muncă, de ajutoarele sociale, de forța de muncă. Un prieten al emisiunii noastre, fermier în județul Brașov, acum 2 zile m-a sunat și m-a surprins că avea un ton, mi s-a părut mie mai ridicat. Și l-am întrebat dacă l-am deranjat cu ceva și a zis, dom'le, n-am cui să spun. Am dat și eu, ți-am dat telefonul dumitale să mă descarc și să spun. Este afacerea pe care o face, crește animale, o face legal de la cap la coadă. În jurul lui sunt oameni care la fel cresc animale, fermieri, dar plătesc la negru și omul este aproape nebunit, îi pleacă lucrători în fiecare zi, spunându-le, nu pot să-ți dau, spre exemplu, 3.000 de lei, pentru că plătesc dările la stat. În mână îți dau numai 2.000. Vecinul care lucrează la negru cu forța de muncă îi dă 3.000. Și atunci angajatul spune, eu mâine plec. Dacă nu-mi dai, nu mă interesează dările tale către stat. Eu plec la ala că l-am dat 3.000 în mână. Nu știu cine ar trebui să controleze sau, nu știu, să fie alte reglementări, dar creează mari probleme și nu este un caz singular. Uite, acest gen de discuții și de probleme, noi le auzim, nu spun zilnic, că nu zilnic stăm de vorbă cu ei, dar foarte des, cu diverse categorii de agricultori din țară. Și știți cum este, când îi pui microfonul în față, mai vede și camera, are ceva emoții și zice, dom'le, nu, asta nu o spun, că mă aude direcția, mă aude fiscul, nu știu ce. Când îi închizi asta, omul își dezleagă limba și începe să povestească tot. Și dacă îi mai spui că ieși din domeniul lui de activitate, din branșa lui, cu atât mai mult se dezleagă, își dezleagă limba și începe să povestească toate durerile lui. De acolo aflăm cele mai multe și de asta spun că inițiativa ta de a aduna și a iniția astfel de discuții cu cei cu care mă rog, facem presă de specialitate și stăm de vorbă aproape zilnic cu cei din teritoriu, este foarte bună, pentru că simțim de acolo efectiv pulsul. Și mai ales în ceea ce mă privește, pentru că și eu ca fermier, pentru că fac... Din fericire, nu mi-am abandonat profesia mea de bază niciodată și de când am terminat facultatea fac agricultură în continuare și cu atât mai mult oamenii, când știu acest lucru, se destăinuie mai mult și spune, zice, băi, ăsta trebuie să priceapă că are și el probleme. Am intrat în... Dar suntem pe final. Și atunci îți spun tot ce îi doare. Le readuc aminte telespectatorilor că avem noi și alți colegi ai noștri din presa de specialitate, o asociație, se cheamă Asociația Presei Agricole din România. Ai discutat acum despre activitatea noastră. Telespectatorii ar trebui să știe și o să le dăm toate informațiile și voi și noi prin emisiune unde se pot adresa. Nu rezolvăm probleme, nu dăm pământul înapoi și nu dăm subvenții, dar putem... Nici nu e rolul nostru ăsta. Putem să facem mai vizibile problemele dumneavoastră, bucuriile, nevoile, realizările și așa mai departe. Le putem scoate la lumină și duce către autorități. Și aș vrea, într-un scurt interviu, să o ascultăm pe președinta Asociației Presei Agricole din România, Nicoleta Dragomir. Sigur că avem în memorie, să spun așa, discuția noastră recentă a Comitetului Director APAR, din care și tu faci parte, unde am stabilit, practic, prioritățile pentru acest an, pentru că sunt mai multe evenimente. Anul trecut, odată cu organizarea AgriPress Tripului pentru prima oară în România, a fost un moment decisiv pentru asociația noastră și din punct de vedere al vizibilității, pentru că e clar că din acel moment trebuie să facem și mai mult. Mai mult pentru noi ca profesie și mai mult pentru noi în relația cu cei pentru care muncim până la urmă în viața noastră de zi cu zi ca jurnaliști. Și atunci asta ne obligă ca anul acesta să facem mai mult și pentru relația asta dintre noi ca ziariști, ca membri ai Asociației Presei Agricole din România și beneficiarii, respectiv fermierii. Vom face mai mult și pentru cei care ne-au susținut anul trecut în organizarea AgriPress Tripului. Am mai vorbit despre asta, a fost o desfășurare de forță impresionantă. S-a văzut și la voi la Viața Satului, a fost un amplu reportaj realizat atunci. Dar ce nu s-a văzut încă sunt reacțiile post-eveniment. Doar așa ce am mai spicuit noi și am pus pe rețelele de socializare. Vorbeam ieri de faptul că atunci când toate astea sunt adunate, o să facem noi ca Asociația Presei Agricole un soi de mapă în care să se vadă de fapt ce s-a publicat, faptul că practic toată Europa care a fost prezentă în această excursie, să-i spunem, să nu mai spunem trip, da? Toată Europa a fost foarte prezentă cu articole deosebite despre noi. Eu zic că cei mai mulți dintre ei au fost surprinși de ce au văzut aici. Au fost surprinși pentru că se așteptau la cu totul altceva, pentru că, din păcate, asta este imaginea pe care alții au construit-o despre România în general și despre agricultura românească în mod particular. De aceea noi am avut grijă să le schimbăm opinia, pentru că 31 de ziariști din Europa, printre cei mai buni de presă agricolă, să scrie despre agricultura românească. N-au scris doar despre ce au văzut, pentru că noi le-am pus la dispoziție materiale mult mai multe despre agricultură. Este ceva important și în măsură să schimbe imaginea României din punct de vedere agricol. Pentru că văzută prin ochii jurnalistului, agricultura capătă cu totul altfel de valență și promovarea României prin asociația noastră și prin acest eveniment, eu zic că s-a făcut exact așa cum am sperat, ba chiar mai mult, pentru că reacțiile au fost chiar incredibile. Fără falsă modestie, ne mândrim cu ce am făcut anul trecut cu ziariștii străini pe care am adus să vadă agricultura din România. Cum spunea și Nicoleta, au început să scrie și continuă să scrie în publicațiile din Irlanda, Grecia, Franța, din țările de unde au venit. Au descoperit România, aveau impresia că noi suntem așa pe undeva în lumea a treia și nu prea știm să facem nimic. A fost o surpriză pentru ei și chiar ne priveau cu teamă la un moment dat când au văzut insula Marea Brăilei. Acolo n-au mai avut, practic, n-au mai avut cuvinte ce tehnologie și ce tehnică au putut să vadă acolo. Eu vreau să Ștefan, fac o paranteză, te rog, să le mulțumesc scurt tuturor celor care ne-au primit în fermele lor în cadrul acestui trip pe care l-am organizat cu asociația anul trecut și în același timp tuturor celor care ne-au sprijinit și financiar pentru a susține. E adevărat, n-am fi putut să facem efortul ăsta fără ajutorul fermierilor care ne-au sprijinit în diverse feluri. Ne revedem după o scurtă pauză. În partea a doua continuăm discuția cu presa de specialitate, presa care scrie despre agricultură și să vedem ce propune politica agricolă comună pentru 2020 și după.